Bună dimineața! Ne vedem după o perioadă ceva mai lunguță. De timp încerc să vă prezint raportul activității noastre din ultima perioadă. Foarte multe activități, deja lucrurile au început să se trezească la viață odată cu venirea primăverii și am să încerc să vă trec în revistă principalele activități pe care Primăria Municipiului Roman le-a desfășurat în această perioadă. Dacă vorbim despre activitatea poliției locale, deja raportul pe luna februarie a fost înaintat și am să vă prezint câteva elemente cuantificate ale activității lor. Poliția locală a participat la un număr de 292 de misiuni planificate, patrule mixte pedestre și auto în zone cu caracter criminogen ridicat, supravegherea parcului municipal și verificarea parculețelor de joacă pentru copii și a locurilor de agrement pentru a preveni producerea unor fapte antisociale, asigurarea fluenței traficului, supravegherea traseelor de deplasare și a zonei pentru prevenirea producerii de fapte antisociale în jurul unităților școlare, supravegherea zonelor sesizate de cetățeni, și aici dacă pentru orice punct veți avea întrebări sau detalii, ofițerul de presă a Primăriei Municipiului Roman vă stă la dispoziție cu a vă da informații pentru a nu intra eu acum în detalii, acțiuni de combatere a pirateriei pe taxi, acțiuni pe linie de descongestionare a traficului rutier, acțiuni de prevenire a accidentelor prin întâlniri cu elevii, sprijin acordat angajaților de la serviciu câini fără stăpân în efectuarea unor activități specifice în teren. Împreună cu Poliția Municipiului Roman au fost organizate 21 de misiuni. În urma acestor misiuni, activitatea poliției locale s-a concretizat prin avertismente verbale 98, avertismente scrise aplicate 209, amenzi aplicate 227 în valoare de 42.340 de lei. La dispeceratul poliției locale au lucrat 5 agenți care au primit pe parcursul lunii februarie, care au primit un număr de 145 de sesizări, din care 30 scrise, 40 verbale și 113 telefonice. De asemenea, activitatea poliției din cadrul compartimentului cu atribuții pe linie de evidență a populației, au fost verificate un număr de 170 de persoane restanțiere pe linie de evidență a populației și au fost înaintate adrese de informare pe linia prelucrării cu elevii, a prevederii ordonanții de urgență privind evidența domiciliu și actele de identitate ale cetățenilor români către 16 unități școlare din municipiul Roman. Pe compartimentul de control mediu s-au soluționat două sesizări cu privire la deteriorarea spațiului verde prin parcarea autovehiculului pe strada Tineretului, zona eliberată și reamenajată, evacuarea apelor uzate din fos într-un cămin de canalizare menajeră, verificări au fost efectuate împreună cu Garda Națională de Mediu. Transmitere de somații și înștiințări, salubrizarea și întreținerea curățenii la centrala termică numărul 24 din Sucedava și zona aferentă acesteia, a fost deja efectuată igienizarea zonei, sancțiuni contravenționale aplicate conform hotărârii de Consiliul Local numărul 133 pentru neîntreținerea curățenii pe o suprafață de teren situată pe strada tirului numărul 2. De altfel, acolo am și dispus să și efectua curățenia în zona CLF-ului și a blocurilor de pe Mihai Viteazu. Am să vă prezint și câteva fotografii de la activitățile pe care le-am desfășurat în această perioadă. De asemenea, de la compartimentul disciplină în construcții și afișaj stradal, în urma primirii unor sesizări cu privire la infiltrații de apă la subsolul blocului 3 de pe Mihai Viteazu, datorate unor instalații defecte, a fost sesizat și SC Locatul și președintele Asociației de Proprietari numărul 54 în vederea executării măsurilor ce se impun. Acestea ar fi în mare activitățile cuantificate. Pentru detalii suplimentare puteți obține așadar informații de la ofițerul de presă. De asemenea, în urma sesizării cetățenilor și a demersului făcut de mine către poliția locală, au fost monitorizate mai multe zone cu privire la delincvența juvenilă. În zona Tosca, pe 25 februarie, au fost depistate două persoane, CS de 12 ani și SN de 14 ani. Au fost prinși, identificați și predați poliției municipiului. În zona Profi, CI de 12 ani, de asemenea prinsă, observată cu sistemul de supraveghere video, în timp ce urmărea o persoană, urmărea prada, încercând să-i sustragă bunuri din poșetă. De asemenea, a fost prinsă pe 29 februarie, legitimată, predată poliției.
zona Precista Mare. De asemenea, cu sistemul de supraveghere video a fost urmărită și identificată persoana RD de 12 ani din Roman, în timp ce o urmărea o persoană pentru a încerca să-i sustragă bunuri din buzunare. Așadar, prinsă, legitimată și predată Poliției Municipale. Deci câteva date ca urmare a acțiunii pe care le-am dispus în municipiul Roman cu monitorizarea activității prin sistemul video la delicvența juvenilă și nu numai. Cu privire la raportul pentru situații de urgență, în data de 22 februarie s-a intervenit pentru degajarea unui stâlp prăbușit pe strada Griviței în dreptul numărul 27 aparținând companiei Telecom. Acestea sunt fotografiile de la intervenție, stâlpul prăbușit, rezolvată problema, înlocuit curățenie la locul producerii. În data de 25 februarie s-a intervenit de asemenea pentru degajarea unui stâlp de telefonie prăbușit la intersecția SC străzii Smârdan cu Ștefan cel Mare, aparținând de asemenea Telecom. Aceasta este zona de intervenție, s-a intervenit, s-a rezolvat problema, s-a curățit, igienizat locul, toate problemele au fost îndepărtate. De asemenea, data de 26 februarie a intervenit pentru deblocarea unei pisici sărăcuța care a intrat într-o țeavă de irisiri din Smirodava. În data de 28 februarie, cu ocazia Zilei Protecției Civile, Serviciul Voluntar a desfășurat o campanie de prevenire a situației de urgență în municipiu. În cadrul acțiunii au fost distribuit un număr de 2000 de pliante de prevenire a situațiilor de urgență și au fost purtate discuții cu cetățenii. Acestea sunt fotografiile de la activitățile care s-au desfășurat în municipiu, întâlniri cu cetățenii, diseminare de informații. Cred eu, lucru foarte uitați și aceasta de la activitățile din municipiu care s-au desfășurat în perioada anunțată. De asemenea, în data de 29 februarie, serviciul a intervenit pentru doborârea a doi arbori care puneau în pericol circulația pietonilor și mașinilor de pe strada Dr. Coc numărul 11. Vișeară să vedeți cum erau, apropo de tăierea copacilor în oraș. Priviți un pic despre ce-i vorba. Așa o să fac de acum la toți copacii. Uitați-vă aici ce cratere, uitați-vă ce pericol. Stătea în coajă de sub 8 cm. Copac care avea în diametru peste 65 de cm. Uitați-vă ce e aici. Da? Ca să nu mai vorbească unii prostiși să-și dea cu părerea cu privire la intervențiile pe care le facem. Da? Uitați-vă ce găunos e aici. Ia uitați-vă ce găun. Da? Despre ce povestim. Iar în data de 29 februarie, serviciul de asemenea a intervenit pentru doborârea unui arbore care punea în pericol circulația pietonilor pe bulevardul Roman Mușat în fața blocului numărul 35. Cu privire la Direcția Locală de Evidență a Populației, vă informez că în perioada anterioară au fost produse un număr de 647 de cărți de identitate, 165 cu stația mobilă în comune. Deci efortul pe care îl facem pentru reglementarea, pentru intrarea în legalitate pe linie de evidență a persoanelor. S-au eliberat un număr de 621 de cărți de identitate, vize de stabilire a reședinței 49, din care la Roman 38, un lucru foarte bun, ceea ce înseamnă persoane din alte localități care s-au mutat în Roman. Despre asta vorbim, da? Cereri de pașaport 48, din care la Roman 37, persoane care au solicitat stabilirea domiciliului în străinătate 13, din care la Roman 10, total acte întocmite 103, 63 de naștere, 10 de căsătorie, 30 de deces, total acte încheiate în străinătate transmise în România 4, 3 de naștere și 1 de deces, total certificate eliberate 105, 81 de naștere, 4 de căsătorie și 20 de deces. De la Direcția Economică vă informez că bugetul a fost finalizat pe structuri și la ultima ședință ați văzut că au mai avut loc unele modificări. S-a terminat inventarul și a fost valorificat prin ultima ședință pe care noi am avut-o. De la Direcția Tehnică vă informez că la Colegiul Național Roman Vodă s-a terminat de consolidat curtea, partea din clădire care dă spre curtea interioară. Se bat injectorii pe latura paralelă cu liceul cu program sportiv, se lucrează la etaj la corpul central și se demolează acoperișul de pe el, ultima parte. De pe partea de sud s-a efectuat deja șarpanta pe latura paralelă cu tineretului, urmează pe latura paralelă cu centrul
informativ din curtea liceului. De la Direcția de Servicii Edilitare s-a definitivat curățenia la DSV în curtea acelui centru sanitar veterinar de pe strada Banatului. Aici sunt fotografiile pe care le-am făcut înainte de a interveni. Și aici, de asemenea, iar aici, după ce s-a efectuat curățenia. Rugăm cetățenii, dacă nu fac, măcar să păstreze. Uitați ce frumos arată acum. E păcat să ne bat în joc, dar uitați ce frumos. Da? Deci curățenie finalizată. De asemenea, în zona Cartodrom, Matei Milo, înainte de... aici pe timpul curățeniei, da? Înainte de a se face spre Cartodrom, Matei Milo, înainte de a se face curățenie, cam cum arată, ia uitați-vă, efectiv o groapă de gunoi. Astea sunt lucruri foarte importante pentru cetățeni, să vadă ce se întâmplă, cum arată, și cred că ar trebui prețuit efortul comunității. Aici pe parcursul desfășurării curățeniei, strângerea în saci, iar aici după ce s-a terminat curățenia, cam cum arată acum. Da? Adică eu zic că e păcat să nu păstrăm, dacă nu se face, măcar a se păstra, cred că este o datoria noastră. Uitați ce frumos poate să arate acum. Și eu zic că e păcat să nu păstrăm. Uitați pe Albia Moldovei, curățenia făcută, ne-am dus până pe râu, s-a ridicat toată mizeria din zonă, priviți cum arată acum, cât de frumos poate să arate acum. Și aș dori cei care locuiesc în zonă sau cei care nu locuiesc, dar vin și aruncă acolo, noi vom și monitoriza, pentru că e păcat să nu păstrăm locurile în care se întâmplă. La fel, pe tirul lui am făcut acest lucru. Lucrări executate în perioada 29 februarie, 4 martie. S-au confecționat elemente deteriorate la jardiniere și montat la blocul 4 din Roman Mușat. S-au montat un număr de 8 coșuri la Biblioteca Municipală, un număr de 44 de bănci cu spătar în asociațiile 13, 14, 25 și 3. S-au montat gărduți pentru spații verzi la bibliotecă. Repoziționat stâlp de blocare parcare liceu Roman Vodă și parcare Colegiul Tehnic Petru Poni, revizie la pompii de fântâni arteziene, revizie la semafoare, numerotare stâlp iluminat în număr de 632 pentru acel inventar care îl face pentru planul de acțiuni sistem electric, intervenție iluminat public în număr de 35, montra 4 stâlpi de beton cu extindere iluminat public pe care îl vom face la solicitarea cetățenilor pe Teiului, pe Variantă, pe Spirul Hareț și Tudor Vladimirescu, unde vom monta și cameră video, relocare cablurilor semafoare la hotel. De altfel, avem, conform solicitării cetățenilor pe asociații, tabelul cu solicitările de bănci pe care le avem pe fiecare asociație. Vreau să vă spun că avem solicitate 103 a fi montate, am montat 25, rest de montaj 78 care se vor monta până la sfârșitul lunii. Și vom încerca să rezolvăm și această problemă pe care cetățenii le doresc acolo. De asemenea, la întreținerea drumului s-a amplombat cu mixtură asfaltică rece pe Dumitru Mărtinaș. De asemenea, intervenții la instalația de alimentare a apă cu blocurile, la blocurile numărul 1, 3 și 4 din strada fabricii. S-a montat instalația pentru saună la bazinul de not al sălii, sporturilor. Deci lucruri pe care le-am făcut cu forțe proprii. De asemenea, pe întreținere spații verzi și lucru în sere, s-au executat toaletări de arbori în cartierul Danubiana, Smirodava, blocul 3, Sucedava 2, Bogdan Dragoș, numările 3-5, tăieri de corecție de arbori în florilor, Bulevardul Roman Mușat, Ștefan cel Mare, Mihai Viteazu și Anton Pan, toate la solicitările cetățenilor. S-au plantat arbori în alveola de la cimitir, la școala Roman Mușat, Mesteacăn și Tei,
la Muzeul de Artă, tei, platani, mesteacăn și aliniamentul Anton Pan, 50 de bucăți tei. Perioada de plantat în masă va începe după 15 martie. Formația administrare parc municipal a greblat, adunat și transport materialul vegetal de pe aproximativ 75% din suprafața parcului. Sperăm că până la sfârșitul acestei săptămâni să rezolvăm. Se curăță aleile prin spălare cu apă sub presiune și cu detergent, cu turbojetul. S-a reparat parțial împrejmuirea de la insula Cascadă prin reconstrucția unor elemente deteriorate. Se continuă locuirea elementelor din lemn pentru gardul de împrejmuire a lacului de agrement și suprafața fântânii arteziene. De asemenea, Serviciul Administrare Parcări a continuat cu marcarea numerelor de înmatriculare în parcări de reședință răzlețe, vechi sau închiriate recent. S-a retrasat integral parcarea de reședință 127 cu 23 de locuri de parcare pe Sucedava și parcarea 80. S-au mutat locații indicator drum cu prioritate pe strada Dumitru Mărtinaș la barieră. S-a verificat, îndreptat și curățat indicatoare rutiere pe bulevardul Roman Mușat, pe strada Bogdan Dragoș, în principal la intersecțiile cu Cucutei, Slazului și la trecerea la nivel cu calea ferată la drumul județean. De asemenea, s-au montat două indicatoare la solicitare expre a cetățenilor, două indicatoare trecere pietoni cu LED-uri la trecerea de pe bulevardul Roman Mușat, în dreptul blocului numărul 48, între Dobrogeanu Gherea și bulevardul Republicii. S-a foliat și montat indicatoare staționare interzisă Pismirodava în dreptul blocurilor 8-10. S-au montat indicatoare trecere pieton pe bulevardul Roman Mușat la intersecția cu strada Uitus și intersecția Dobrogeanu Gherea. Tot la solicitarea cetățenilor pe care am primit-o personal. De asemenea, s-au efectuat operațiuni de întreținere parcometre, setări de aparate, schimbat hârtie de imprimantă, verificat tensiunea alimentară, legătura rețea cu panouri solare, verificat autoturisme în parcări și înștiințări de plată prin fluturașe și informare atunci când este cazul. S-au eliberat 17 etichete abonamente în valoare de 720 de lei, încasări pe parcometri pe 21 de bucăți, care le avem 7349,8 lei, total încasări parcări publice 8069,8 lei. Deci, rezultate financiare frumoase pe care noi le facem să se regăsească tot în amenajări din parcări, în modernizări, în parcometri și așa mai departe, și cât de curând o să se poată vedea și o nouă parcare etajată din zona Sucedava, Piața Mare din Roma. De altfel, dacă vorbesc de acea parcare, se lucrează deja la instalația electrică, la parcarea de la piață. Săptămâna asta Comisia de Circulație se va întâlni și va hotărâ fluxurile în parcare și va începe igienizarea la piața centrală de la sfârșitul acestei săptămâni, așa cum facem în fiecare an. Complexul Moldova lucrează la extinderea plajei. S-a început lucru și la terenul de volei pe nisip, deci lucruri frumoase și noi pentru doritorii de a petrece în timpul estival la strand. Se igienizează și se pregătește pentru deschidere. Probabil în perioada 15-21 mai vom deschide strandul municipal, sigur funcție și de vremea de afară. Vreau să vă mai informez asupra unui lucru de la Direcția de Asistență Socială, pentru că s-a și întâmplat ca reprezentanța ai Direcției de Asistență Socială să se deplaseze în toate grădinițele din municipiu. Și anume, două lucruri. De azi se primesc cereri pentru tichetele sociale și educaționale. Pentru tichetele sociale, pe care le eliberează Primăria Municipiului Roman trimestrial, după cum știți, se primesc cereri în perioada 7-15 martie, iar pentru tichetele educaționale până pe 21 martie pentru anul școlar în curs, iar pentru anul școlar următor până pe 20 decembrie. Deci pentru anul școlar eliberăm până la sfârșitul lunii martie, eu am să încerc să extind până la sfârșitul lunii aprilie, într-o discuție pe care am făcut-o ca oamenii să aibă timp, dar pentru anul școlar următor până pe 20 decembrie. Aici aș vrea câteva lucruri să vă precizez cu privire la tichetele sociale pe stimulent educațional.
Și anume vreau să vă spun că copiii de familii defavorizate vor beneficia de un stimulent educațional sub formă de etichete sociale în valoare de 50 de lei conform hotărârii de guvern 15/2016 pentru a stimula participarea în învățământul preșcolar a copiilor proveniți din familii defavorizate. Suplimentele educaționale se acordă copiilor din familii defavorizate dacă sunt îndeplinite cumulativ, adică toate condițiile. Vârsta minimă a copilului să fie de 3 ani, vârsta maximă să fie de 6 ani, deci între 3 și 6 ani. Venitul lunar pe membru de familie este de până la de 2 ori nivelul venitului minim garantat pentru o persoană singură, de 283 de lei. Stimulentul educațional se acordă la cererea unuia dintre părinți sau a reprezentantului legal al copilului sau a persoanei care a fost desemnată de părinte pentru întreținerea copilului. Condiția când părintele lipsește, pe perioada absenței acestuia. Condiția principală pentru acordarea acestui ajutor este frecvența zilnică la grădiniță a copiilor din familie beneficiare, cu excepția absențelor motivate. Cu condiția ca aceste absențe motivate să nu depășească 50% din zilele de grădiniță. Și motivările vin prin absențe medicale sau învoiri, copiii putând fi învoiți de către părinți în limita a 3 zile pe lună, dar cu condiția anunțării cadrelor didactice. Valoarea lunară a tichetelor este de 50 de lei. Aceste stimulente pot fi utilizate pentru achiziționarea produselor alimentare, de igienă, a produselor de îmbrăcăminte și sau a rechizitelor. Este interzisă utilizarea tichetelor sociale ca și stimulente educaționale pentru achiziționare de țigări, cafea, băuturi alcoolice sau transformarea lor în bani sub pericolul pierderii acestora. Stimulentul educațional nu este inclus în veniturile salariale, nu este impozabil și nu se ia în calcul la stabilirea unor obligații legale de întreținere și nici la stabilirea veniturilor. Deci nu îl defavorizează pe cel care obține anumite ajutoare sociale. Cererile pentru acordarea etichetelor sociale pentru grădiniță, sigur, însoțite de toate actele justificative privind componența familiei și a veniturilor nete lunare realizate, se vor depune la sediul Direcției de Asistență Socială din strada Alexandru cel Bun, numărul 3. Acolo și eventuale clarificări. Mai mult, noi acest material informativ l-am pus și pe site-ul primăriei și pe Facebook-ul primăriei. Direcția administrativă informează că săptămâna aceasta, marți și miercuri, se va termina de achiziționat medicamente, se vor termina de achiziționat medicamente și materiale sanitare de primă urgență în valoare de 22.000 de lei și materiale pentru dezinfecție în valoare de 10.000 de lei, iar joi și vineri acestea vor fi livrate în toate școlile. După cum știți că am instaurat de la venirea mea ca primar în Roman, ca să ajutăm unitățile școlare, că aveau doar în cutiuțe cele un leucoplast și un piramidon. Ei, nu mi se pare corect în secolul 21 să avem o astfel de atitudine, drept pentru care am schimbat lucrurile de vreo 7 ani și furnizăm unităților școlare atât materiale de curățenie, igienizare, dezinfecție, cât și materiale sanitare și medicamente, pentru ca în cazul unui accident, a unui eveniment, efectiv să se poată interveni imediat acolo. Biblioteca. La bibliotecă se lucrează, se mai așteaptă montarea acoperișului care în afara proiectului și eu l-am solicitat să facă pe turn, un lucru care a fost acceptat de proiectant și de constructor, pentru că degeaba facem dacă pe acolo ar curge toată apa, să facem ceva frumos, dar în același timp și vizibil de acolo din turn, deci un acoperiș transparent, ca să poată să folosim turnul ca observator, așa cum mi-am propus de la început, și o scară interioară din lemn care duce către mansardă. Astea sunt ultimele detalii constructive, plus lucru care mai este la pictură. Deci zic eu că ne apropiem și suntem în ultimii 3-4% din volumul de lucrări de la bibliotecă. Serviciul situației de urgență dezvoltă și el o activitate dincolo de cele pe care vi le-am anunțat de curățenie. De această dată pe artera Roman-Est, segmentul dintre Bogdan Dragoș și drumul județean. Săptămâna aceasta va definitiva și acolo ceea ce ne-am propus.
De la Serviciul Achiziții Publice avem informația că săptămâna aceasta va avea loc licitația pentru străzile Perișorului și Cornului din cartierul Nicolae Bălcescu. Știți că mai sunt unii că numai anunțăm și ne lăudăm, dar nu facem. Deci săptămâna asta se vor definitiva licitațiile Perișorului, Cornului și vom începe în primăvara asta lucrările, la fel ca și pe Petru Rareș și Bucovinii din cartierul Lipovenesc, din cartierul Petru Rareș, împreună cu străzile Mihai Viteazu, Primăverii și Islazului. Deci eu cred că până în iunie vom avea cel puțin vreo 7 străzi complet asfaltate, așa cum am promis încă de anul trecut. S-a terminat demolarea turnului centralei de la subsolul blocului din Roman Mușat, s-a terminat centrala de demolat care punea în pericol din zona Anton Pan, s-a început demolarea la centrala Stelată, pentru care avem toate aprobările. Acolo vom amenaja o parcare frumoasă, deci suntem în lucru și cu ocazia activităților de primăvară eliminăm și aceste elemente constructive care sunt depășite din punct de vedere moral, fizic, dar și din punct de vedere a utilității, dumneavoastră știind foarte bine că eu am pus și în dezbatere publică aceste lucruri și mi se pare corect să fie așa și procedăm în consecință după cum am primit, dacă vreți, și observații din partea cetățenilor. De la societățile noastre, societatea Locato a terminat de curățat și reparat gaigerile din strada Albinilor, la o sesizare pe care de asemenea am primit-o personal și am transmis dispoziția să se facă acolo. S-a finalizat curățare, conductă plus canal deschis pe strada Avram Iancu și s-a asigurat funcționarea, acolo era o problemă destul de importantă din punct de vedere a funcționării, am rezolvat-o și funcționează. Blocul 2A, Mihai Viteazu, blocul cu 5 scări, de asemenea, unde nu funcționau lucrurile bine din punct de vedere a canalizării, am dispus la Locato, s-a făcut cămin, s-a montat structură, capac, s-a astupat groapa și s-a asigurat scurgerea. La blocul 7B, unii m-au rugat cetățenii de acolo la întâlnirea pe care am avut-o în zonă, de asemenea am scos dejecțiile de sub și am fluidizat canalizarea spre canalizarea orașului și se pregătesc asfaltările în cimitir. Cam într-o săptămână vom începe și asfaltările în cimitir, a aleilor din cimitir, pe care știți că le-am anunțat-o de anul trecut. De la APASERF vreau să vă informez că în perioada anterioară am avut mai multe intervenții și anume pe 23 februarie au schimbat robinet de concesie în Miron Costin numărul 55. În 24 februarie, în bulevardul Roman Mușa, blocul 36, scara C, de asemenea schimbat robinet de concesie. Am curățat căminul de vane în 25 februarie, în strada Tineretului, intersecție cu Mihai Eminescu, la solicitarea cetățenilor de acolo și le răspund pe această cale. Am remediat pierderea de distribuție apă în 23 februarie, atât în Nicolae Bălcescu la numărul 141, sesizare venită telefonică la poliția locală, că și în bulevardul Republicii, intersecție cu bulevardul Roman Mușa, sesizare pe care am primit-o personal. De asemenea, eliminarea și pierderilor de branșament în 22 februarie în Miron Costin numărul 68, în 26 februarie în strada Gloriei numărul 9 și în strada Păcii blocul 9. Am mai schimbat robinet de concesie pe 1 martie în Tudor Vladimirescu numărul 83, pe 2 martie în Ecaterina Teodoroiu numărul 59. Am eliminat pierderi în cămin de vane pe 3 martie în Bogdan Dragoș numărul 288. Am eliminat pierderea de distribuție în 29 februarie în Ștefan cel Mare, intersecție cu Bulevardul Republicii, unde am avut o mare problemă pe care am descoperit-o foarte greu, dar am rezolvat-o pentru că se auzea din altă parte zgomotul de apă, de pierdere, se transmitea și acolo unde săpam practic nu găseam. S-a descoperit, s-a rezolvat problema și acolo. De asemenea, tot în 1 martie, elimina pierderea de distribuție în Roman Vodă numărul 27. S-a montat capac cămin la apometru în 1 martie, la cele 3 solicitări pe care le-am primit personal din Sucedava, blocul 2, scara G, strada Gloriei, blocul 2, scările A și B și Smirodava, blocul 25. Am eliminat pierdere din brașament, tot la solicitare primite personal în 3 martie, în strada Zimbului, numărul 39, și pe sesizare telefonică la poliția locală în 4 martie pe Sucedava, blocul 36, scara B. De asemenea și pierderea din căminul de apometru, tot la sesizare venită la primărie, în 5 martie a fost rezolvată la Bulevardul Republicii, blocul 62. Lucrări executate pe rețele de canal.
S-a executat curățare manuală în cămine, în Ecaterina Teodoroiu, blocul 4, 4A și 6, în Gloriei, blocul 2A, 10, 12, 14, în Smirodava, blocurile 21, 23, 23A, 27, 29, 31, 33, plus colectorului între Ecaterina Teodoroiu și Cea Rosetti, în Mihai Eminescu, zona din Bulevardul Republicii și strada Tudor Vladimirescu, în 8 martie, intersecția cu Ionanu, zona Spitalului de Psihiatrie, tot sesizare care am primit-o de la cetățenii din zonă, le-am rezolvat problema așa cum le-am promis. În strada Ion Greancă, blocul 2, scările D și E, zona oficiului poștal numărul 3 și blocurile 12, 4 și 4A, Anton Pan, blocurile 15 și 17, Gheorghe Doja, numerele 10, 12, zona din Aval, Bulevardul Roman Mușa, blocul 44, scările A și B, zona din parcare, tot la sesizare primită personal, la vizita în teren pe care am avut-o acolo, Aleea Vasile Lupu, blocul 6, iar cu vidanja am intervenit în Nicolae Bălcescu, zona Petru Rareș, spre Ile Caragiale, la solicitarea cetățenilor, la întâlnirea pe care am avut-o acolo, Islazului numărul 8, 10, stradal, și spaul numărul 13 din Sucedava, blocul 2. Cu autocurățitoarea s-a intervenit în Islazului, blocul numărul 8, 10, stradal, 8 martie, în intersecție cu Ionanu, zona Spitalului de Psihiatrie, în Mihai Eminescu, zona Aval, în Smirodava, 21, 27, 29, colector, în Gloriei, blocurile 2, A10, 12, 14, în Ion Creangă, blocul 2, scările D, E și blocul 12, în Ecaterina Teodoroiu, blocul 6, Griviței, numărul 34, Anton Pan, blocul 15, Ionanu, numărul 7, stradal. Am verificat funcționarea a stației pompare ape uzate și curățare gratare aferente. S-a finalizat reparații la cămin de racord în Bogdan Dragoș, blocurile 3 și 5, tot la solicitare pe care am primit-o personal și am răspuns pe această cale și cetățenilor de acolo. Înlocuire capac fontă deteriorată în Smirodava, blocul 23A, tot la sesizare pe care am primit-o personal și răspund pe această cale cetățenilor de acolo. Reparații la tablou electric de la stații pompe ape uzate numărul 4 din Vasile Lupu. Așadar, câteva lucruri pe care le-am rezolvat și acolo. De asemenea, vreau să vă spun că Sece Locato va lucra la gaigerile pe strada Moldovei și apoi va intra pe rândunele lor. Să nu uităm că așteptau cetățenii de pe rândunele lor când vor intra. Iar Apa Servu are 3 avarii la apă, de care se vor ocupa astăzi. În Smirodava numărul 19, în cămin robinez de concesie, în Ștefan cel Mare, la Siloz, la ieșirii din oraș, defecțiuni în cămin de apometre, în Tudor Vladimirescu 83, avarie pe branșament. Iar la canal, curățare în Aleea Revoluției, bloc 11A, 11B, 13, la solicitarea cetățenilor pe care mi-au făcut-o personal și de dimineață am dat dispoziție să vin acolo la dumneavoastră, astăzi și mâine se va lucra acolo, în Griviței 34, de la numărul 34 până la intersecție cu Dimitrie Cantemir, avem un canal înfundat în Gloriei, blocul 19, scara A, vom interveni și acolo. Mâine predare, amplasament pentru schimbare, canalizare în Mihai Viteazu. La solicitarea cetățenilor de acolo, am discutat cu Apa Servo, s-a făcut deja licitația, mâine se preda amplasamentul, în Mihai Viteazu va începe lucrarea la schimbarea de canalizare. În timpul cel mai scurt terminăm acolo canalizarea, pentru că așa cum v-am promis, îi intrăm cu reparația străzii capitală, cu turnare de covor asfaltic și am dispus să intre întâi cu schimbarea canalizării acolo, ca imediat să turnăm asfaltul în zonă. Și trebuia să transmit cetățenilor pentru că așteptau răspuns în acest sens de la mine. Câteva lucruri pe care vreau să vi le spun legat de activitatea din această perioadă. Am stabilit un plan de execuție pe care vi-l aduc la cunoștință cu privire la curățenia de primăvară. Și vom începe cu îndepărtarea materialului antiderapant de pe carosabil și de pe trotuare, răspunde Sece Rosal, verifică gradul de execuție domnul Vasile Munteanu, perioada de executare până pe 20 martie. Se igienizează platformele gospodărești prin curățenie spălare, răspunde Sece Rosal, verifică execuția doamna Carmen Mihăilă, perioada de executare până pe 15 aprilie 2016 și monitorizare permanentă. Finalizarea lucrărilor, și anume am dispus o sesizare pe care mi-au făcut-o cetățenii și am introdus-o în acest plan, realizarea îmbinărilor între platformele betonate și carosabil pentru transportul containerilor. Invariabil mi-au cerut cam peste tot la întâlniri, iată că am prins-o în acest program de lucru.
la platforme gospodărești realizate prin SMID, răspunde domnul Vasile Munteanu, verifică directorul Direcției de Servicii Edilitare, domnul Costel Enache, termen până pe 30 aprilie. Repararea și completarea coșurilor stradale, deja s-a început, răspunde SC Rosal, verifică execuția doamna Carmen Mihailă, perioada de executare 30 aprilie, monitorizare permanentă. Îndepărtare deșeuri de pe trotuare, spații verzi, domeniul public și privat al municipiului, vedeți că deja am început. SC Rosal SRL răspunde, termen permanent, împreună și cu beneficiarii ai legii 416. De fapt, la acțiunile acestea am folosit peste tot și beneficiarii legii 416. Cei care nu lucrează și nu sunt prezenți la muncă, nu vor primi drepturile. Am stabilit foarte clar de câțiva ani și în continuare facem acest lucru. Vreau să spun că se colaborează foarte bine cu echipele primăriei, se colaborează foarte bine cu SC Rosalul și ați văzut, se obțin și rezultate frumoase. Perioada de finalizare 20 mai, monitorizare permanentă. De altfel, am evidențiat toate zonele neconforme de depozitare de deșeuri. Le avem aici în tabel, pe fiecare zonă, cu cantitate estimată de deșeuri, cu câte persoane și cu câte utilaje vom interveni. Dacă vreți detalii, ofițerul de presă vă poate da mai multe lămuriri în acest sens. Toaletare și doborâre a arbori marcați, răspunde SC Extrem Profil, verifică domnul Costel Tătaru, perioada de finalizare 31 martie, la sfârșitul lunii martie încheiem. Refacerea împrejmuirilor din confecții metalice de la spațiile de joacă, cele ce delimitează spațiile verzi, îndreptat gărduți și montat gard de protecție. Răspunde domnul Mocanu Valentin, verifică domnul Nicolae Marcel, șef serviciu, perioada de finalizare 30 aprilie. Revizuire spații de joacă pentru copii și montat bănci. Răspunde domnul Mocanu Valentin, verifică șef serviciu Nicolae Marcel, perioada de finalizare 15 aprilie. Curățare, vopsire, îndreptare și înlocuire indicatoare rutiere. Răspunde șef serviciu Bogdan Dănăilă, verifică director Costel Enache, perioada de realizare 1 iunie 2016 și apoi întreținere permanentă. Montat limitatoare de viteză în zona trecerilor de pietoni a unităților școlare. Răspunde șef serviciu Bogdan Dănăilă, verifică director Costel Enache, perioada de realizare 31 martie. Realizarea marcajului axial și a trecerilor de pietoni. Răspunde șef serviciu Bogdan Dănăilă, verifică director Costel Enache, perioada de realizare 30 aprilie pe E85, 30 mai, artere principale și secundare. Realizare marcaj cu tenflex a trecerilor pentru pietoni de pe E85 și străzile conexe. Răspunde șef serviciu Bogdan Dănăilă, verifică Costel Enache, perioada de realizare 30 aprilie pe E85. Revopsire, parcări de reședință închiriate anterior și vopsirea celor nou închiriate. Răspunde șef serviciu Bogdan Dănăilă, răspunde verifică director Costel Enache, termen permanent. Revizuire fântâne arteziene, răspunde șef formație Mocanu Valentin, verifică șef serviciu Nicolae Marcel, perioada de finalizare 15 aprilie. Pregătit și montat ornamente pascale. Răspunde Mocanu Valentin, șef formație, verifică șef serviciu Nicolae Marcel, perioada de finalizare 28 aprilie. Revizuire plantații din zona adiacentă a digului de protecție a râului Siret, răspunde șef serviciu Daniel Ursu, verifică Carmen Mihailă, poliția locală, perioada de finalizare 15 aprilie. Organizarea campaniei Ora Pământului, răspunde Irina Scorțanu și Mihai Vârjoveanu, verifică șef serviciu Mioara Cocea, perioada de finalizare 26 martie. Organizarea concursului Curățenia de Primăvară începe cu noi pentru noi, ediția 7-a. Imediat vă spun și aici despre ce-i vorba. Răspunde Irina Scorțanu și Carmen Mihailă, verifică Mioara Cocea și Gheorghe Carnariu, perioada de finalizare 15 aprilie. Verificarea stării de curățenie a municipiului, artere, spații verzi, domeniu public și privat, platforme gospodărești. Răspunde doamna Carmen Mihailă, verifică domnul Daniel Cazacu, directorul poliției locale, atât prin patrule pedestre, auto, cât și sistemul de monitorizare video, perioadă de finalizare permanent. Întreținere spații verzi din municipiul Roman, răspunde șef serviciu Costel Tătaru, verifică gradul de execuție, director Costel Enache, perioadă de finalizare permanent. Aici avem toate activitățile, pe tabele, pe zone, pe date, pe intervenții, pe tipuri de activități, pe cantități, copaci, plantat, gunoaie, ridicat, astfel încât toate au fost avizate, toate au intrat operative. Deci, din momentul de față, ele sunt executive și se lucrează. Aici sunt zonele în care vom planta.
Pentru orice detalii, ofițerul de presă vă stă la dispoziție cu detalii ca să nu pierdem timpul prea mult. Câți copaci se plantează pe aliniament, în parcuri, în ștrand, totul este pregătit. Pispecii, cispecii, tei, frasini, mesteacăn, platan, salcâmi, tot ceea ce este pregătit, avem planul și vă stăm la dispoziție dacă vreți informații suplimentare. De asemenea, pentru un municipiu curat trebuie să ne dăm mâna, concurs adresat tuturor romașcanilor, inițiat de mine în urmă cu 7 ani, îl lansăm astăzi așadar ediția 7-a. El practic va debuta de lunea viitoare, suntem în perioada de pregătire și se va desfășura în perioada 14 martie 15 aprilie. Grupul țintă, implicarea tuturor cetățenilor din municipiul Roman, fie persoane juridice, persoane fizice, grădinițe, școli, licee, instituții educaționale, asociații de proprietari, organizații și asociații non-profit, societăți comerciale, instituții publice, persoane fizice. Avem ca scop salubrizarea întregului municipiu, cum facem în fiecare primăvară. Zonele verzi, părculețe de joacă, alei dintre blocuri, parcări, platforme gospodărești, căi de circulație rutieră și pietonală, grădini și balcoane personale. Regulamentul de concurs. Cine participă? Oricine dorește să participe este binevenit la concurs. Nu există limită de vârstă, de religie, de sex, de înălțime, de greutate. Oricine se consideră bun romașcan, îl așteptăm să se implice în acest concurs. Curățenia de primăvară începe cu noi și pentru noi. Înscrierea la concurs se poate face pe mail sau personal prin completarea unei cereri tip care se găsește la biroul unic al primăriei sau pe site-ul primăriei la adresa www.primariaroman.ro sau pe mail mediu@primariaromanlegat.ro. Repet, mediu@primariaromanlegat.ro. În ce constă concursul? Durata concursului este de o lună, între 14 martie și 15 aprilie. Curățenia domeniului public, dar și a celui privat, adiacent zonei de rezidență sau a locului de muncă, înfrumusețarea zonelor verzi, a locurilor de recreere și a zonelor de utilități. Câștigătorii vor fi desemnați de către o comisie, în urma verificărilor efectuate de acea comisie și vor fi premiați de primarul municipiului Roman. Sugestii: chemați familia, colegii să vă ajute la curățenia spațiului din imediat apropierea casei, a blocului, a instituției în care lucrați. Igienizați spațiile de depozitare a deșeurilor menajere. Urmăriți cu atenție grila de punctare pentru o mai bună autoevaluare. Aici avem grila cu punctaje date pentru. Nu vă dau detaliile, le găsiți pe site sau la ofițerul de presă. Sunt cuprinse ca puncte principale: întreținerea și curățenia spațiilor verzi, notele se dau între 1 și 5 și specificate la fiecare. Ce trebuie să faci de nota 1, ce faci de 2, de 3, de 4, de 5. 2. Amenajare și curățenie în zonă, parcări, garaje. 3. Amenajare și curățenie în zonă, intrare în bloc, casă, sediu, societate. 4. Amenajare, curățenie, punct gospodăresc. 5. Amenajare și curățenie, căi de acces. Pentru informații suplimentare, puteți apela și la inspector șef birou mediu, Irina Scorțanu, telefon 0735678080. Repet, șef birou mediu, Irina Scorțanu, telefon 0735678080. Aici anunț și comisia, președintele este primarul, membrii comisiei, administratul public Ovidiu Bojescu, secretar domnul Gheorghe Carnariu, șeful serviciului monitorizare și CIM Mioara Cocea, birou monitorizare mediu Irina Scorțanu, agent poliție locală Carmen Mihailă. Aceasta este cererea tip pe care o găsiți atât la birou unic pentru a fi completată material sau pe site-ul primăriei unde poate fi completată virtual. Ambele lucruri le luăm în considerare. Acestea au fost și regulamentele pe care am dorit să vi le prezint. Ca activități pe care le-am desfășurat, am să vă prezint, am să vă trec în revistă pe scurt activitățile din ultima perioadă. În 15 februarie, după operativa mare, ședință cu Apaser Locato, conferință de presă, ședință tehnică pe proiecte cu domnul Costel Enache, Vasile Munteanu, Bogdan Dănăilă, domnul City Manager Ovidiu Bojescu.
Mars 16, de asemenea ședință tehnică, continuarea proiectelor cu cei cu care am discutat luni, dar și cu consultanții pe care i-am primit. De asemenea, ședință la Arhiepiscopia Romanului și Bacăului, adunare eparhială. Miercuri, întâlnire de lucru cu directorii unităților de învățământ și întâlniri cu diversi directori și șefi de servicii din Primăria Municipiului Roman pe probleme punctuale. Joi, discuții pe ceea ce înseamnă curățenia și pregătirea programelor cu domnul Costel Enache și ceea ce înseamnă evidența taxelor și impozitelor cu doamna Gabi Pisică. Vineri, discuții cu consultanții, cu aparatul tehnic din primărie, aparatul economic, urbanismul, pentru pregătirea proiectelor. Avem speranțe că în luna aceasta, martie-aprilie, se vor lansa ghidurile și să fim cu toții pregătiți. Iar vineri, de asemenea, la ora 12, operativă cu Direcția Serviciei Edilitare cu situația din teren, salubrizări, curățenii, intervenții. Luni, 21 februarie, ședință de asemenea ADI Roman Metropolitan, de această dată, după operativa mare, cu primarii din zona municipiului Roman, cu privire la unele activități pe care le pregătim în momentul de față. Marți, deplasare la Piatra Neamț, întâlnire la ADR Nord-Est cu privirea unei colaborări dintre noi și primărie pe un proiect, apoi vizită în teren cu domnul Costel Enache, șeful serviciului edilitări, servicii edilitare, la diferite puncte de lucru și verificări în teren pe curățenie, salubrizare și așa mai departe. Miercuri, ședință de Consiliu Local, de asemenea întâlniri cu aparatul juridic pe diferite spețe pe care le avem aici, puncte de vedere în abordarea situației perioada următoare. Joi, audiențe, întâlnire cu conducerea Spitalului Municipal, participare la Biserica Sfântul Dumitru la activitatea culturală religioasă Lecția Trecutului pentru Viitor, participare la conferința Cele 10 Porunci ale lui Dumnezeu la ora 18 la simpozionul de la Hotelul Roman, organizat de Academia Pietru Tocănel. Vineri, de asemenea, întâlnire cu conducerea Școlii Post-Liceală Roman Mușat, ședință cu aparatul tehnic, ședință operativă la Direcția Servicii Edilitare, prezența la Muzeul de Istorie la simpozionul Zile Mitropolit Visarion Puiu, ediția a 20-a. Săptămâna trecută, 29 februarie, în ședință de lucru la Asociația Municipiilor din România, de aceea nici n-am putut să fac conferința de presă, am fost prezent acolo, am discutat lucruri importante, am avut întâlniri cu miniștri, cu ministrul Administrației Dezvoltării Regionale, domnul Vasile Dâncu, cu ministra Transparenței, care răspunde de transparență și comunicare, doamna Violeta Alexandru, dar și cu ministra Muncii, cu doamna Claudia Costea, unde am avut mai multe probleme și unde vocea Comitetul Național Director al Asociației Municipiilor a fost destul de apăsată, destul de severă, destul de critică și am ridicat probleme importante de care sperăm să se țină cont. De asemenea, la Casa de Cultură a avut loc ediția 3-a concursului Romașcane au Talent, organizată și cu contribuția Primăriei Municipiului Roman, la care au participat liceeni romașcani. Au fost 28 de momente artistice, 10 au fost selectate pentru etapa județeană. Locul întâi a luat Bianca Dumitru de la LPS, solo voce, locul 2 Adelina Cănărău și Teodor Tabăcariu, Colegiul Național Roman Vodă, dans sportiv, locul 3 trupa Teo de la Liceu, program sportiv și Colegiul Tehnic Miron Costin, percuție. Primăria Municipiului Roman, așa cum am spus, a sprijinit organizarea acestui spectacol, concurs, oferind și premii în bani. Miercuri, ședință locatul municipal, am avut o întâlnire cu locatul vis-a-vis de intervenții, de lucrări în teren, după cum vedeți, pe temele pe care le-am dat deja, apoi cu direcția economică privind organizarea unor activități economice în perioada următoare și a finalizării unor lucrări pe care le au legat de patrimoniu instituțiilor de învățământ. Vrem să finalizăm până la începutul lunii mai, iar apoi să trecem la patrimoniu pe sănătate și să punem la punct niște lucruri care nu au fost puse de 20 ceva de ani. Ședință apoi cu Direcția de Asistență Socială cu privire la eliberarea tichetelor sociale către cetățeni. Vreau să vă spun că la inițiativa mea am crescut valoarea tichetelor sociale de anul trecut, care au fost 40 de lei, le-am făcut 50 de lei, parcă am fost în gând și cu reprezentanții guvernului, care tot 50 de lei au și la stimulentele educaționale. Apoi, de asemenea, întâlnire cu unitatea de implementare a proiectelor pe proiecte, lucru pe proiecte, ședință ordinară de această dată a Consiliului Local,
De asemenea, marți, pe 1 martie, Clubul Copiilor, în parteneriat cu Biblioteca Municipală George Radu Melidon, a organizat simpozionul cu tema Ion Creangă, povestitorul tuturor vârstelor. Și cred că ar trebui să știm așa, ca un element minimal de cultură generală, că dacă 15 ianuarie este adresată ca zi lui Mihai Eminescu, 1 martie este adresată lui Ion Creangă, cel mai cunoscut și renumit povestitor al nostru și cred că iubit nu numai de copii, dar ci și de tineri, persoane în vârstă, că știți, când sunt tineri, au dragul să citească ca să audă pentru prima dată. Când ești mai în vârstă, citești pentru a doua, a treia sau a șaptea oară ca să audă nepoțelul și te bucuri și tu împreună cu el. Iar apoi am avut o vizită la casa bunicilor, unde am împărțit și mărțișoare. Vreau să vă spun că am primit foarte multe mărțișoare, copiii m-au primit foarte frumos, m-am bucurat de această primire a lor de la Clubul Copiilor și am primit atât de multe mărțișoare și atunci m-am gândit ce să fac cu ele. Și m-am gândit că așa cum acești copii se bucură și au o bucurie oferându-mi mie un mărțișor, la rândul meu să fac acest lucru pe principiu că dar din dar se face rai și am mers cu acele mărțișoare, am mai achiziționat câteva nume personal de aici din holul primăriei, de la organizația Mușatini, ca să completez, și am mers la casa bunicilor și le-am oferit bătrânilor de acolo, pentru că așa cum eu m-am bucurat când am primit de la copii și copiii au avut bucuria darului, am avut și o bucuria darului și bunicii de la casa bunicilor bucuria primirii unui mărțișor. Joi, ședința Comitetului Local pentru Situații de Urgență cu două decizii importante privind curățenia de primăvară și salubrizarea pe care deja le-am aprobat. Apoi, din nou, ședință cu unitatea de implementare a proiectelor. Avem un proiect mare pe care am să vi-l aduc la cunoștință. Am să vă pregătesc și o schiță a lui, dar vă rog să mă înțelegeți, să aveți răbdare, pentru că sunt câteva elemente, nu neapărat de surpriză, dar sunt câteva elemente care țin de strategie. Și atunci o să luați cunoștință despre detalii chiar despre el, dar încă puțin tică răbdare. Vineri, de asemenea, ședința cu conducerea Spitalului Municipal de Urgență cu privire la unele proiecte și stabilirea unei întâlniri pe care sper să o am în această săptămână cu concesionarii și proprietarii din Biblioteca Municipală. Pregătim deja un proiect pentru reabilitarea policlinicii. Dacă spitalul deja s-a modernizat și arată într-un fel la standarde, vreau să vă spun că chiar la o întâlnire pe care am avut-o cu președinta Consiliului Județean, mi-a transmis că bune prietene de ale ei din Piatra au preferat să vină la spitalul din Roma să se trateze, care arată la standarde deosebite față chiar de spitalul din Piatra Neamț. Eu vă spun ce, nu vă spun, mi-a spus mie cineva la ureche. Acest lucru mi l-a transmis președinta Consiliului Județean și ne-a felicitat pentru cum ne-am organizat și cum am întreținut Spitalul Municipal de Urgență Roman. Ei, ne ocupăm de această dată și de policlinică. Pentru că policlinica are spații mixte, adică și proprietatea primăriei, care sigur se află în administrarea spitalului, dar și spații concesionate, proprietatea primăriei, dar care se află în administrarea unor persoane juridice, dar și spații private care au fost vândute conform legii, am fost obligați să facem acest lucru, către persoane juridice care le dețineau în perioada anterioară pe o anumită lege. Vreau să am o întâlnire în această săptămână pentru că trebuie să înțeleagă că și ei trebuie să contribuie proporțional. Am înțeles că nu sunt probleme și majoritatea înțeleg acest lucru. Săptămâna aceasta mă voi întâlni și cu proiectantul, voi avea și o sumă estimativă ca să le pot spune cam despre ce este vorba și pregătim un proiect pentru policlinică pe care dorim să-l începem chiar în această vară și să putem arăta și noi că avem o policlinică frumoasă, modernă și funcțională. Acest lucru îl doresc să-l fac în doi pași. Primul pas va fi reabilitarea acoperișului, reabilitarea termică, schimbarea geamurilor, a instalației și așa mai departe. Al doilea pas, partea acelui proiect, vreau să construiesc la policlinică un lift, pentru că sunt persoane care cu targa e destul de transferat dintr-o parte în alta. Un lift, dar pentru a nu împieta structura clădirii, vom veni pe peretele clădirii, vom face un lift exterior și, de asemenea, un tunel de transfer. Vreau să fac între spital și policlinică o pasarelă de acces închisă,
astfel încât bolnavul să poată fi dus în condiții sterile, în condiții elegante și nu prin curtea spitalului Trangalanga cu targa care tropăie din toate potcoavele și creează un disconfort bolnavului. Deci avem această gândire, săptămâna aceasta am întâlnirea cu proiectantul, tot în această săptămână cu concesionarii și proprietarii, alții decât Primăria Municipiului Roman, pentru a intra deja la discuții de principiu, a putea să conturăm acest proiect și să-l lansăm chiar din această vară, ca lucrurile să înceapă să se contureze. Sâmbătă am fost prezent la deschiderea campionatului național de Kwankido pentru copii. Romanu a fost capitala României încă o dată. Au fost prezenți peste 500 de copii veniți din 25 de cluburi din toată țara, din toată România. Și am putut să avem o plăcere să vedem atât sala plină, terenul de joc, cât și tribunele arhipline cu părinți, cu bunici care au fost prezenți acolo. Cred că au fost peste 1000 de oameni, mulți nici n-au putut încăpea în sală, erau pe holuri, pe scări afară și pe afară, sala plină cu toate culoarele pline, o acțiune foarte frumoasă, iar bucuria mea a fost pe măsură când copiii de la clubul Bao din Roman au intonat ei imnul de stat a României, Deșteaptă-te Române, în prezența tuturor copiilor și a părinților, iar după ce ei au început, toată sala a cântat cu ei imnul național. Cred că e un element de bună practică, de dezvoltare a simțului patriotic, pe care trebuie să-l facem cât mai des. Să nu ne uităm simbolurile, că pe urmă o să ne întrebăm de ce tinerii ne pleacă și cam nimic nu-i leagă de țară. De mic trebuie să cultivăm în fiecare patriotismul, sentimentul de apartenență la o familie națională, la o o identitate pe care trebuie să o respectăm și să o iubim. Cam acestea au fost lucruri pe care am dorit să vi le transmit. Au fost foarte multe, s-au adunat în ultima perioadă, dar știți cum e în obiceiul nostru. Noi, în general, facem conferințele de presă nu pentru presă, pentru populație. Și oamenii atâta timp cât așteaptă și doresc astfel de informații și spun, domnul primar, când să ne transmiteți prin conferința de presă cum a rămas acolo, eu am să fac acest lucru, chiar dacă sunt probabil unii care și critică. Pentru că interesul nostru este de servim cetățenii, iar cetățenii trebuie să știe că ceea ce ne roagă se regăsește în preocuparea noastră, iar preocuparea noastră trebuie să materializeze prin îndeplinirea doleanțelor lor. Și facem acest lucru. Și de aceea poate am câștigat și locul întâi pe țară la transparență, că ceea ce facem, ceea ce discutăm, ceea ce diseminăm, ajunge în fața cetățenilor pentru un raport chiar amănunțit la perioade foarte dese de timp. Mi se pare corect să fim alături de cetățeni și să informăm. Și vă mulțumesc dumneavoastră, media locală, care ați dat totdeauna dovadă de altruiști și patriotism local și ați făcut acest lucru cu foarte mare deschidere. Sunteți o presă constructivă care ați înțeles acest lucru, care poate chiar dacă de multe ori anumite lucruri vi s-au părut poate plictisitoare sau de mai puțină însemnătate. Dar pentru interesul romașcanilor ați făcut acest lucru și vă mulțumesc. Dacă sunt întrebări. Da. Deci s-au făcut cu echipă din cadrul primăriei. Saci, mașină, utilaje, iar cu personal uman, cu cei de la 416, nu numai la Matei Milo, zona Moldovei, Cartodrom, ci și în strada Banatului și la OLF și în celelalte zone pe care vi le-am prezentat. Inclusiv în parcul municipal, inclusiv pe cursurile de apă. 416, am făcut pentru că erau diferite discuții aici. Și unii ziceau, da, dacă îi chemăm 416, dacă n-ai om lângă ei, trebuie să-i păzească, pierdem oameni. Băi, fraților, uite ce m-am gândit eu. Ca mergem cu paznici cu oameni. Facem echipe mixte. Din oamenii primăriei care trebuie să lucreze și din cei de la 416. Și în felul ăsta m-am gândit eu că o să păzească unii pe alții și o să lucreze fiecare de rușinea celuilalt. Și uite că lucrurile au mers și s-au arătat că s-au făcut lucruri bune. Sigur, de aceea căutăm prin aceste mijloace să facem de ce să nu recunoaștem și un element de educație până la urmă. Știu că au fost discuții cu școlile din orașele
legat de acest tichet educațional pentru preșcolari, aveți estimat o cifră la nivel de municipiu? Nu, nu. Deci noi am diseminat, s-au mers în toate grădinițele, s-a lucrat, am făcut prezentat și eu, am pus și pe site. Se așteaptă în perioada imediat următoare, până pe 30 aprilie să se depună și atunci cred că vom ști. Fondurile vin de la guvern, deci nu vin din bugetul local. Noi vrem să adunăm toate aceste cereri și atunci am să vă informez. Ele vor fi date către direcția de asistență socială? Prin direcția de asistență socială Roma se lucrează. Direct cu fondul de la guvern sau DAS-ul lucrează cu acest? Da, exact. Am înțeles. Și dacă o familie are doi copii care se încadrează între 3 și 6 ani și îndeplinește condițiile, tichetul educațional va fi dat pentru oameni de copii? Asta nu știu. Dar putem să aflăm. Îl rog pe ofițerul de presă să discute la direcția asta și să vă informe. E corect punctul de vedere. Deci, atâta timp, o iau pe logic acum, neștiind, amândoi. Pentru că dacă eu cuantific absențele fiecăruia, eu nu valorific absențele cumulative a celor doi copii, ci fiecare în dreptul lui. Și fiecare trebuie să beneficieze în dreptul lui. Eu consider că amândoi ar trebui să beneficieze. Da, așa spune și legea. Da. Beneficiază copiii, da, pentru părinții care au venituri de... Da. Da. În sensul că se va stabili exact cine... Constructorul. Constructorul. E perioada de contestație aceasta care se finalizează sau se vor deschide ofertele? Se vor deschide ofertele. Și să sperăm că nu vor fi ca să se poată... Da, sperăm. În ultima perioadă nu prea au mai fost așa mari controversii. Estimare cu privire la proiectul de la Politehnică, care este unul de ansamblu important. Da. În jur de 15 miliarde de lei vechi. Nu putem obține fonduri europene, că nu-i proprietate publică. De aceea, ori prin într-un împrumut, ori prin fonduri proprii de la primărie. Dar, dacă găsim și acolo o înțelegere, pentru că cam 3 pătrimi din spații sunt ale noastre, o pătrime e aflat concesionar și alți proprietari, eu cred că putem să găsim soluții ca anul acesta să începem și anul viitor să terminăm chiar și pe buget local. Dar acolo era o problemă similară cu cea de la Casa de Cultură a Sindicatului, în sensul că nu se găsea documentul ăla efectiv de recepție a clădirii vechi, da. Nu s-a mai găsit. O rămas să se caute, să se identifice, să, dacă nu să facem o acțiune în constatare. Asta ar fi singura soluție. Asta ar fi singura soluție dacă nu găsești originalul, da. Ceva. Da. Da. A spus la rândul ei într-o conferință de presă despre faptul că sunt oameni de la Piatra care pleacă la Roma și era o întrebare retorică pe care a pus-o nemulțumită cu Universitatea Spitalului Județean. Se înțeleg că există o colaborare bună, decentă, între Primăria Roma și Consiliul Județean? Aș califica-o la acest moment decentă. Aștept în perioada următoare să-i adaug și calificativul bună. Astea n-au fost cuvintele mele. Deci dacă urmăriți înregistrările, ați văzut că nu sunt cuvintele mele. Da, dar comunicatul a fost totuși unul... Eu am să discut foarte mult și atent la PNL, să nu mai își permită să facă comunicate fără ceea ce declar eu. Deci acestea nu au fost cuvintele mele și nu le recunosc. Bine. Și bine de clarificat. Eu chiar am să le spun astăzi. Sigur, sigur, sigur. Deci eu ce declar în fața presiei, aia trebuie luat de seamă. Restul nu sunt declarațiile mele și vă anunț și aici pe dumneavoastră că nu sunt declarațiile mele. Și se continuă acolo cum că salutați schimbarea prefectului? Asta da! Și că fostul prefect, domnul Vlad Angheluț, ar fi trimis nu știu câte adrese primăriei. Asta da! Le-am și arătat! Le-am și arătat! Îți venite vor 7-8 adrese în 2 zile. În care în termen de 3 zile să ne dați asta, în termen de 5 zile să ne dați asta, în termen de 10 zile să ne dați asta. Adică aparatul de lucru a primarului ar fi fost sufocat.
Nu mai puteau oamenii să-și facă treaba în primărie. Ba mai mult, de astăzi este ordonat un control pe 10 teme, ceea ce înseamnă că paralizează. Să vedem dacă mai vine. Nu e o problemă. Noi am fost verificați de corpul de control al primului ministru. Noi am fost verificați de corpul de control al ministrului administrației și internelor. Noi am fost verificați de atâtea organe de control. De ANRMAP, de curte de conturi, de foarte multe organe de control. Nu ne temem, e firesc să fim verificați. Dar nu îmi place atunci când primim teme politice. Nu îmi place atunci când ni se trimit săgeți și când simțim că efectiv sunt teme comenzi politice. Și acest lucru l-am spus. De ceea ce spun, eu recunosc. Ceea ce nu spun, n-am cum să recunosc. Și am să atrag atenția consultanților să nu mai facă astfel de gafe. Da? Și ar trebui să fie și penalizați aici. Deci ei să spună ce spun eu. Nu eu trebuie să spun ce spun ei. Chiar dacă sunt de la PNL. Nu fac eu acest lucru. Deci eu mă ocup de anumite lucruri. De ce mă ocup eu? Răspund eu. În perioada imediat următoare, când am să vă invit și în nou sediu, veți fi invitați, că știți că dumneavoastră, eu față de dumneavoastră, am o altă simpatie. Deocamdată s-o dăm jos, salubrizăm și curățăm terenul. Și la solicitarea locatarilor din zona care fi nevoie de o parcare înțeleagă. Da. Celelalte spații care s-au eliberat după demolarea celorlalte centrale termice, ați luat o decizie? Deci aici la Roman Mușat era doar turnul în colțul blocului, lipit de bloc. Oamenii sunt bucuroși că au scăpat de un pericol. Iar jos e o suprafață mai mică decât sala asta. N-ai ce să amenajezi acolo. Acolo efectiv am aerisit locul. Iar dincolo în Antompar vom amenaja un spațiu verde. Iar din coace în Cearo Setis Mirodava o parcare. Da. Da. Se vine. Deci se lucrează pe etape. Dacă ne oprim, pierdem timp, începe vegetația. Mergem cu curățenia și pe urmă, în urmă și strângem tot. Da? Că deja vegetația începe și nu mai putem pe urmă interveni. Da. S-a mai anunțat încă un candidat pentru postarea primării dumneavoastră, mai aveți timp de campanie electorală sau doar să acționăm pe administrație? Eu mă acces pe administrație, după cum vedeți, și vedeți câte probleme avem. Acolo unde sunt probleme, întrebări, interpelări, că am auzit destule lucruri și prostii, nici nu știu dacă e normal să răspund eu pe la prostii, inclusiv cu hidrocentrala de pe râul Moldova, că se află în zona de Natura 2000, se află la 2 km de zona Natura 2000, da, unii poate stau prost cu geografia, alții vorbesc că nu a produs, vreau să vă spun că deja a produs o cantitate importantă, aflându-se anul trecut în perioada de probe și aflându-ne și într-o perioadă de secetă, când râul și-a diminuat foarte mult debitul. Ea este calculată, estimată și merge la producție maximă în perioada când are un debit mediu de 34 de metri cubi pe secundă. Am avut astăvară debite și de 7-8 metri cubi pe secundă. Cu toate acestea vreau să vă informez că jumătate din cantitatea produsă anul trecut s-a produs doar în luna aprilie, când am avut o lună foarte bună. Deci, practic, indicatorii noi ne vom atinge. Mai mult, partea de cofinanțare pe care noi am pus-o de la Primăria Municipiului Roman, un sfert deja a fost acoperit. Înseamnă că în anul acesta vom avea acoperit jumătate. În 2 ani se acoperă. Deci, cine vorbește, n-a știut despre chestia cu poziția geografică al Natura 2000, nu știe partea economică cu calcularea unui cost, analiză cost-beneficiu, mai ales că toate acestea au fost verificate atât de Comisie Națională, cât și de Comisia Europeană, iar acest proiect a fost declarat de către Ministerul Economiei, post-CCE, pe proiecte operaționale, structurale, creșterea competitivității economice, cel mai bine implementat, care a fost dus la capăt proiect din România. Sigur că e campanie electorală, fiecare caută să mărâie, să se agațe către ceva, dar noi vedeți că avem lucruri foarte serioase, trebuie să ne ocupăm de administrație, orașul să arate frumos, deci chiar trebuie să muncim. Cine, unii cu vorba, alții cu fapta. Noi ne ținem de fapte. O plajă de cititori sau de cei care vizionează emisiunile?
Da, însă noi ar trebui însemnăm să credem că romașcanii sunt proști. Eu spun că romașcanii nu sunt proști, sunt deștepți și văd și circulă prin oraș. Dacă am povestit la unul de la Bacău, da, ar fi o problemă cu informarea. Dar atâta timp cât oamenii circulă prin oraș, eu mă întâlnesc cu ei în parcuri, eu circul, ați văzut întâlniri în cartiere, în șantiere și stau de vorbă cu oamenii. Oamenii văd ce se întâmplă în oraș și când le arăți că apa este roșie și ei o văd că e albă, ăla cade din mincinos, nu eu. De aceea oamenii au spus: domnul primar, vedeți-vă de administrație că pierdeți timpul cu ăștia. Ăștia nu știu, adică spălă vrăgească. Noi știm ce faceți dumneavoastră și treabă bună și noroc, vândim pupa. Așa că eu ce să fac acum, pe cine să ascult? Nu romașcanii mei? Ei m-au ales primar să mă țină sau o să mă trimit acasă. Și eu o să le respect decizia. Care, nu mă vedeți că eu nici nu sunt încrâncenat? Deci, familia mea ar fi cea mai tare care s-ar bucura dacă eu n-aș mai ieși primar. Ca să fii foarte clar, vă spun sincer. Da? Deci ei s-ar bucura, copiii și familia au zis: tată, super ar fi. Să mai stai și tu cu noi, că de câțiva ani, nici la sărbători, nici la... Tu zici, ești în piață la Revelion. Vrei să mergi și noi odată undeva? Nu, eu sunt cu romașcanii în piață. Deci, până la urmă, nu sunt crâncenat, n-am o problemă. Chiar n-am o problemă. Sunt primar până pe 5 iunie, până pe 5 iunie îmi fac treaba. Sunt primar după 5 iunie, îmi fac și treaba după 5 iunie. Nu mai sunt primar după 5 iunie, mă duc acasă, intru în concediu, mă liniștesc. Doamne ajută, Doamne, dă-mi sănătate. Iar în rest fac să voia ta ce crezi că e mai bun pentru mine. Eu nu mă rog niciodată, Doamne ajută-mă să fiu primar. Niciodată. Eu zic: Doamne, dă-mi ce crezi că e mai bun pentru mine. Dar în primul rând dă-mi sănătate, că dacă îmi dai sănătate, le duc pe toate. Ai vin și parlamentar. Suntem în procedură de licitație. Astăzi vin proiectanții, dau ultimele detalii și noi sperăm ca licitația în luna aprilie să aibă loc, iar în mai să începem lucrările odată cu timpul bun. Așa este. Ați conceput niște măsuri, ce sunt niște lucruri? Da. Se lucrează. În momentul de față, amenajăm în curtea interioară din spatele primăriei. Eu mai fumam câteodată câte o țigară la o cafea, da? Cu legea asta e perfect, că vine, că... Cred că o să lase foarte mult de fumat acum. Iar pe mine... Adică fumatul nu mă... E un lucru de care zic, vai, să o interzis fumatul. S-o interzis foarte bine că s-o interzis. E spre sănătatea oamenilor. Dar pentru că oamenii au un drept până la urmă și ei să facă fiecare ce vrea cu corpul lui, amenajăm în spate, în curtea interioară, o zonă cu ieșire direct din primărie afară, o măsuță, o băncuță, un parasolar și în curtea interioară, unde nici nu-i vede nimeni, unde pot să-și ducă în continuare viciu, să le și amenajăm acest lucru. Până la sfârșitul lunii va fi amenajat și acest lucru. Da, cam fiecare an, cam fiecare an. Voi fi prezent și în stradă, da, probabil, da, am greșit. Nu sunt perfect, v-am spus că nu sunt perfect. Sunt printre cei mai buni, dar nu sunt perfect. Da. Da, glumind, glumind. Ei, o să reparăm. Să mergeți o pensioare cu mașcanților. Da, o să merg. În mai multe locuri. O să vedeți unde am să merg eu mâine și colegilor din primărie și în spital. Vor fi colegii mei, ne-am organizat și în stradă, instituții. Doamnele din primărie vor avea de... Nu putem să facem acest lucru pentru că nu avem în timpul săptămânii. Dacă era vineri sau luni, puteam găsi o decizie. Dar vom căuta un anumit fel în care să putem să le sărbătorim. Toată dragostea mea, toată dragostea și grija mea, eu dăruiesc ei, cea mai importantă femeie din viața mea. Alături de mama mea, ele sunt cele două și mama. Ce-i place cel mai mult? Să o iubesc. Asta îi place cel mai mult. Restul și sănătate mult îi trebuie. Restul nu îi trebuie. Atâta, să o iubesc, să fii sigură de dragostea mea, să am grijă de ea și asta e cea mai mare mulțumire a ei. Ei, alea sunt lucrurile materiale. Noi vorbim de alea care te înalță. Astea materiale... Vă referiți la spirit. La spirit, da. Sigur că astea materiale vor face și astea parte din a aduce sarea și piperul zilei. Da.
Întrebări? Nu. Dacă nu mai sunt alte întrebări, vă mulțumesc, vă urez o zi bună, sănătate.